Salut, Paul, ce faci? Salut, uite, mă, să-mi iau un covric, tu ce faci? E, uite, una alta, afaceri, chestii, combinați. Am auzit că vinzi telefoane furate, nu mi se pare o afacere. Mă, că eu trăiesc pe banii mei, unul ca tine pe banii maică-tine. Și gode. Ce ai? Hai mai încolo, că se uită fraghi ăștia la noi. Ești paranoic, nu se uită nimeni. Lasă-mă că știu eu, tot râd de mine când vin pe aici. De ce să râdă? E că am fost dat afară din școala asta? Stai puțin. Hai, te-ai hotărât, vii sau nu? Gabi, ai spus maică-ti că vrei să fugim? Ți-a spus că nu sunt bun pentru tine, nu? Ți-a spus că n-am școală și niciun viitor, nu? Asta ți-a spus, nu? Vorbește mai încet, se uită lumea la noi. Camă, te-ai hotărât? Nu știu, trebuie să mă mai gândesc. Gabi, n-avem timp de gândire, trebuie să mergem acum. Lasă-mă, dăm drumul. Nu sunt un obiect să mă muz de colo încolo. Ai înțeles? Gabi, stai. Gabi. Este un sistem de axe ortogonale, două drepte perpendiculare, organizate ca axe de numere reale, ce își au originea comună în punctul O de intersecție a dreptelor, pe fiecare dreaptă stabilindu-se câte un sens de parcurs și o unitate de măsură. Este de obicei aceeași. Astfel, care per cartezian, axa o să ne fie bine în Italia. O să vezi, o să ne descurcăm. Ce? Hai mai bine să rămânem aici și până terminăm școala. Și tu dacă te duci la liceul ăla de care zici profesorul... N-am cum să mă întorc la școală, mă, Gabi, ți-am mai spus. Chiar dacă aș vrea, trebuie bani să mă întrețin. Întoarce-te acasă, o să te întrețină maică-ta. No. Chiar nu mai am chef de certuri și bătăi. Chiar nu o să mă mai întorc niciodată. Stai pic. Asta trebuie să plecăm. Am niște probleme. Ce probleme? Sunt dator lui Tomi și lui Didi cu mulți bani. Foarte mulți bani. Ce bani? Am pus să vând niște telefoane și am păstrat banii ca să plecăm în Italia. Plus de asta mă caută de două zile, așa că... Păi dă-le banii înapoi. Nu, cum să le dau? Sunt banii noștri de Italia. Nu pot să merg cu tine. Vreau să-mi termin școala. Gabi, te rog. Și ce o să facem în Italia? O să spălăm pe jos prin restaurante? O să ne fie greu la început, dar... Nu. Vreau să-mi termin școală, ca să am un viitor mai bun. Bine, mă, treaba ta. Eu-mi tăiat-o. Alex! Alex, stai! Stai, vreau să vorbim. De când vorbim noi doi? Am greșit, îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Vreau să te întorci acasă. Chiar crezi că e atât de simplu? N-am zis asta, dar am putea încerca. Mi-a fost dor de tine. Am pus și am vorbit cu profesorul tău. M-a făcut să înțeleg multe lucruri. Nu te cred. Îți jur că nu mai dau niciodată în tine. Ești copilul meu, te iubesc, nu vreau să te pierd. Hai acasă, vii? Chiar nu-mi dau seama cât de mult am greșit. Bine, amândoi am greșit. Dar dacă te întorci acasă, am putea rezolva lucrurile. La anul te-ai putea întoarce la școală deja.
Am vorbit la un liceu. Da? Da. Hai acasă. Mâine mergem la nou liceu să vorbești cu directorul. Cine ți-a spus unde sunt? Ei, cine? Gabi? Femei. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate. Drum cu prioritate.